la obiect astăzi, 21 decembrie 2018, cum spuneam, o emisiune de bilanț, o emisiune în care realizăm cum suntem de în siguranță din punctul de vedere al instituțiilor statului. Pentru aceasta, evident, avem nevoie de profesioniști, de oameni care știu cum se aplică legea și alături de care ne simțim în siguranță și acum, în secunda aceasta, și de obicei. Avem deosebită plăcere în această frumoasă zi de a găzdui purtătorii de cuvânt ai următoarelor instituții. Doamna Miruna Preșbeanu, purtător de cuvânt IPJ Goș, bună ziua! Bună ziua! În egală măsură, domnul Chisim Florin, purtător de cuvânt ISU Goș, bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Și domnul Alin Constantin Ivan, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj, bună ziua! Asemenea, bună ziua! Domnilor, iată-ne cu bune curele la finalul unui nou an, 2018, un an încărcat, un an pe care teoretic noi românii ar fi trebuit să-l simțim poate puțin aparte, fiind centenarul Marii Uniri 1918-2018. Spuneam, un an poate plin de evenimente, am avut și niște mici, să le spunem, turbulențe de natură socială la nivel de țară undeva pe la jumătatea anului. Dacă ar fi să tragem câteva concluzii privitor la cum a decurs 2018 din perspectiva instituțiilor pe care cu mândrie și onoare le reprezentați, cum s-ar evidenția acest 2018? Care dintre dumneavoastră consideră că poate deschide discuția? Domnule Chisim, în primul rând, o secundă, mă scuzați, doamnelor, domnilor, toți cei trei invitați de astăzi au avut plăcerea de a fi avansați în grad, respectiv de a promova, de a fi avansat în funcție. Și din partea noastră și din partea dumneavoastră, fidelii noștri radioascultători, sincere felicitări pentru reușitele în plan profesional. Domnule Chisim. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. În ceea ce privește Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj, vă pot spune că am avut un an foarte încărcat, cu situații deosebite, cu situații de urgență foarte dificil de gestionat. Am avut explozii, am avut incendii la școli, foarte multe situații de urgență acum, recent, în urma căderilor masive de zăpadă. Instituția noastră, până în prezent, a intervenit la peste 6200 de situații. Ca să înțelegeți complexitatea misiunilor pe care le îndeplinește Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj, din 6200 de intervenții, doar puțin peste 200 au reprezentat intervenții generate de incendii. Iar restul sunt marea majoritate intervenții de acordare a primului ajutor medical, intervenții în caz de accidente rutiere, pentru asanarea muniției neexplodate și multe altele. Vă pot spune că, din fericire, sunt foarte multe cazurile în care reușim să facem ceva pentru oameni, să-i ajutăm să treacă peste evenimentele neplăcute din viața lor și ne mândrim cu asta. Domnule Ivan, cum se prezintă lucrurile din punctul Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj? Iarăși ați avut și dumneavoastră un an plin de evenimente și destul de încărcat. Într-adevăr, și la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județeanul Vladimirescu Gorj, în acest an centenar s-au desfășurat o mulțime de activități, dar și de gestionat foarte multe situații de risc, atât pentru în planul social, cât și al ordinii, și am asigurat ordinea și siguranța publică la toate manifestările publice care se desfășoară atât în municipiul Târgu Jiu, cât și în județul Gorj. Preponderent este în orașul reședință de județ, în municipiul Târgu Jiu. Mă refer la competițiile sportive, mă refer la manifestările publice cu public numeros desfășurate în piața prefecturii sau în municipiul Târgu Jiu. Am avut un an într-adevăr și inedit, cu o mulțime de situații noi și pentru noi. Gestionăm și paza și siguranța obiectivelor aflate în responsabilitatea noastră. Mă refer la un număr de 22 de obiective din județul Gorj, la care efectivele de jandarmi din pază asigură măsurile adecvate, specifice, da? Măsurile specifice.
avem transporturi cu caracter special, dar și de bunuri și valori, care de asemenea le gestionăm în județul Gorj și nu numai, și intra-județean, mă refer la spre București sau în alte localități. Sunt o mulțime de activități inedite și posturile de jandarmi montane care din Rânca, Runcu și Tismana, care gestionează situațiile de urgență care se pot întâmpla în zona de responsabilitate sau chiar adiacente, intervenind practic pentru siguranța turiștilor. Stimată doamnă, cum se prezintă un scurt bilanț al activităților pentru Inspectoratul Județean de Poliție Gorj? Evident, ca și în cazul domnilor, suntem convinși că și la nivel de IPJ a fost un an plin. Nu cred că ați avut timp mort sau timp în care, să zici, nu avem obiectul muncii. Da, a fost într-adevăr un an plin, un an destul de greu pentru că am avut, fiind și an centenar, am avut și foarte multe activități pe lângă cele suplimentare de prevenire, identificare, combatere și luarea de măsuri specifice polițienești. A fost și un an plin de activități pe linie socială dedicate centenarului, la care noi a trebuit să ne implicăm în aceeași măsură, cu aceeași seriozitate. A trebuit să atragem parteneri care să ne ajute să creăm o imagine pozitivă și să reușim să centrăm activitățile pe linia centenarului și să aibă rezultate pozitive, care să aibă și impact în rândul cetățenilor. Am încheiat aceste activități cu o campanie de donare de sânge și cu parada la care am participat toate armele, toate instituțiile. Una dintre cele mai reușite manifestații din spațiu public din ultimii ani, lejer am putea spune acest lucru, dacă nu cea mai reușită manifestare. Da. A fost un eveniment inedit prin complexitate, prin numărul participanților, prin întreaga desfășurare. Și, dacă nu mă înșel, am văzut un bilanț făcut de televiziunile centrale. Parada de la Târgu Jiu s-a aflat în top 5 pe țară. Deci atât ce înseamnă un efort conjugat, un efort al tuturor entităților implicate aici în această acțiune, de la nivel de Consiliul Județean, prefectură. Primărie, prefectură, instituțiile pe care spuneam mai devreme cu mândrie le reprezentați și, de ce nu, până și cetățenii care s-au purtat exemplar la această manifestare. Împreună am fost o echipă și nu numai la parada de ziua națională, împreună am aprins și flacăra centenarului. Corect. În Padeș, împreună am desfășurat activitatea la centenarele din persoanele care au împlinit în acest an sau au frumoasa vârstă, da, de 100 de ani. Și destul de greu de atins într-o societate bazată pe un consum foarte mare, să prinzi 100 nu e chiar la îndemâna oricui. Cu siguranță cu toții ne-am dorit să prindem venerabila vârstă de 100 de ani. Iată-ne aproape de finalul lui decembrie, una dintre cele mai încărcate luni, am putea spune, ale anului, cu activități specifice sau de sezon. Marți avem Crăciunul, peste încă o săptămână avem Revelionul și știm că nu este perioada cea mai liniștită prin prisma incidentelor neplăcute, evenimentelor, și aici ca idee putem avea de la cele, iată, pericole reprezentate de obiectele cu statut pirotehnic. Putem avea incidente, nu știu, oameni blocați în vârf de munte că n-au respectat nu știu ce sfaturi date. Putem avea incidente în trafic generate de consum de alcool și tot felul de fapte care parcă se întâmplă mai mult în această perioadă, când ar trebui să fim mai buni, mai pașnici, mai liniștiți. Care sunt în linii mari măsurile pe care fiecare entitate reprezentată astăzi aici de dumneavoastră le ia în perioada specifică sărbătorilor de iarnă? Dați-mi voie să încep eu și aș începe prin a vă spune că instituția noastră desfășoară o serie de activități cu rol preventiv. Încercăm prin aceste activități să-i facem pe oameni să conștientizeze că este mult mai important să previi o situație de urgență decât să-i suporți consecințele. Din păcate este o realitate că în pragul sărbătorilor, fie că vorbim de Crăciun, Revelion, Paște, situațiile de urgență se intensifică.
Aici pentru și din cauza faptului că oamenii își au libere de la serviciu, sunt liberi de la serviciu și petrec timpul în concedii și nu respectă măsurile pe care instituțiile abilitate le recomandă pentru a nu fi puși în situații dificile. Înaintea fiecărei sărbători, noi încercăm să facem recomandări cetățenilor, încercăm prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție să-i facem să cunoască ce trebuie să respecte. V-aș putea spune că, eu știu, acum am încercat prin comunicate de presă, prin intermediul dumneavoastră al mass mediei, pentru că dumneavoastră faceți parte din Platforma Națională pentru Reducerea Riscurilor la Dezastre și sunteți un factor extrem de important în a asigura legătura dintre noi, instituții și cetățeni. Atât prin dumneavoastră, atât prin rețelele de socializare, unde avem conturi instituționale, cât și prin paginile de internet proprii, am încercat să punem măsuri pentru ca cetățenii să fie în siguranță. Iată un set de măsuri specifice. Cum se prezintă lucrurile din punctul de vedere al Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj? Sunt complexe în această perioadă, dar doream să evidențiez că și eu sunt beneficiar al unor măsuri preventive și de ajutor al celor două structuri prezente aici și la Inspectoratul de Situații de Urgență, când am avut inundație în zona în care locuiesc, au intervenit cu celeritate și au rezolvat situația, cât și colegii de la IPJ, într-o situație în care mi-a fost lovit gardul proprietății și imediat s-a intervenit, s-a identificat și s-a soluționat cazul. Iată ce înseamnă promptitudine. Deci sunt singurul beneficiar al ambelor instituții, dar nu mai am venit cu gânduri bune să le transmitem radioascultătorilor și nu numai, care în situații nedorite se confruntă cu o situație, să spunem, inedită. Noi asigurăm toate manifestările publice care se desfășoară în județul Gorj, atât pe timpul sărbătorilor de iarnă, cât și al Revelionului. Aceste măsuri le asigurăm atât în mod independent, cât și în sistem integrat, cu preponderență cu poliția, acele patrule mixte, jandarm-polițist. Suntem prezenți în special măsuri preventive, am discutat, suntem prezenți în zona târgurilor, oboarelor, gări, autogări, zone, mă refer zone aglomerate, unde sunt cunoscute sau sunt zone cunoscute pretabile comiterii unor fapte antisociale, în zona cluburilor de noapte și al discotecilor, pentru că acolo sunt, aceste locuri sunt frecventate în mod în această perioadă de mai mulți tineri, atât din orașele noastre, cât și cei care vin să-i viziteze pe turiștii care vin să ne viziteze orașul. Măsurile s-au luat. Este un plan integrat de asigurare a ordinii publice, atât la nivelul instituției noastre, cât și la nivel județean, tocmai pentru ca cetățeanul se simtă în siguranță. Deci vom fi prezenți în stradă, în mijlocul oamenilor, atât prin patrulele de intervenție, cât și prin patrulele de ordine și siguranță publică la toate structurile noastre din zona de responsabilitate. Mă refer în județul Gorj. Am înțeles, cu siguranță și la nivel de Inspectorat Județean de Poliție sunt măsuri specifice și mă gândesc, în primul rând, e prima chestiune care mi-a venit în cap, de obicei în preajma sărbătorilor sau în timpul sărbătorilor, casele sunt așa, lăsate mai nesupravegheate și, Doamne ferește, te poți trezi când vii acasă de la o petrecere sau de pe unde ești plecat în perioada de vacanță de iarnă, mai ușurat, cu mai puține bunuri. Evident, nu este de dorit, însă suntem convinși că polițiștii, reprezentanții IPJ Gorj și nu numai, au măsuri specifice și pentru prevenirea unor astfel de fapte antisociale. Cu siguranță, rezultatele acestui an, rezultatele pe final de an ale polițiștilor care au desfășurat activități în mod frecvent, sunt unele pozitive, deoarece trendul de săvârșire a infracțiunilor de toate genurile este în scădere, iar trendul de identificare a infractorilor care săvârșesc tot felul de infracțiuni, că sunt furturi din locuințe, din buzunare, poșete și genți, deși din auto și alte
infracțiuni, să zic așa, cu raza de comitere stradală, furturi din magazine, loviri în stradă, scandaluri. La toate aceste fapte, polițiștii au acționat cu operativitate, au luat măsurile legale, au propus, au prezentat unităților de parchet competente pe acești suspecți, pe cei bănuiți de săvârșirea multitudinii de infracțiuni, cu propuneri corespunzătoare, iar atunci organele competente au dispus măsuri legale față de aceștia. După cum spuneam, trendul este unul descrescător și datorită muncii de prevenire și vreau să adresez gorjenilor câteva recomandări pe maxim 3 linii, așa încerc să le cuprind pe toate, în ceea ce privește siguranța bunurilor din locuințe, atât a cetățenilor care locuiesc la casă, cât și la bloc. Este foarte important ca sistemul de închidere, de asigurare a locuinței să fie unul funcțional și care să corespundă standardelor, să ofere efectiv siguranță ușii de pătrundere în acea încăpere, acea locuință. De ce nu la cei care locuiesc la parter? Gratiile sunt accesorii care ajută la păstrarea și protejarea bunurilor și împiedică infractorii să pătrundă în locuință pentru a duce la capăt planul. Pentru cei care locuiesc la casă, un sistem de iluminat și de supraveghere video ar fi două componente foarte importante în prevenirea furturilor și protejarea bunurilor. În ceea ce privește traficul în această perioadă, știm cu toții și toți suntem în trafic, vedem că este foarte aglomerat, este specific sărbătorilor și adresăm rugămintea tuturor să fie calmi, să încerce să fie calmi pe cât posibil, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri, indicațiile semafoarelor și restul regulilor de circulație, astfel încât să nu fie implicați în evenimente în zona orașului minore. Dar, în aceeași măsură, este o perioadă în care suntem obosiți, participăm la tot felul de evenimente, la petreceri, la care poate consumăm alcool. Recomandarea care urmează și o să îi rog pe ascultător să o ia foarte în serios, este de a nu se urca la volan după ce au consumat băuturi alcoolice și totodată de a nu se urca la volan obosiți. Așa este, până la urmă, o cauză importantă a accidentelor de circulație cu pagube materiale sau cu victime omenești este generată de consumul de alcool, după care viteaz voinic, lasă-mă, nu are ce să mi se întâmple. Da, ție poate nu ți se întâmplă nimic, dar celui pe care îl lovești cu siguranță îi se poate întâmpla ceva. În altă ordine de idee, o problemă în această perioadă comună și dumneavoastră IPJ și dumneavoastră IJJ este, să spunem, verificarea locurilor și persoanelor care comercializează fără drept legal de a face acest lucru obiecte pirotehnice. Se poate ajunge inclusiv la incendii, unde interveniți dumneavoastră cei de la ISU, din cauza unor materiale, să spunem, pirotehnice, ce nu sunt, să spunem, utilizate cum trebuie. Am văzut că s-au înăsprit pedepsele, sancțiunile pentru cei care fac acest lucru. Cei drept a scăzut numărul celor sau faptelor de o asemenea natură, dar nu este o chestiune eradicată încă. Se comercializează produse pirotehnice cu grad de risc pe sub mână. În această perioadă este desfășurând de altfel o mulțime de acțiuni, tocmai pentru că cetățeanul trebuie să știe că orice operațiune cu articole pirotehnice efectuate însă fără drept constituie infracțiune. Deci de aici plecăm cu premisa că simpla deținere, dar sunt pe clase de articole pirotehnice, nu toate clasele pe care sunt expuse spre comercializare, la unele au voie să le comercializeze, la unele nu. Noi intervenim pentru că clasa este imprimată direct pe eticheta respectivă. Într-adevăr, în anii precedenți am avut foarte multe constatări de acest gen. În acest an au scăzut numărul constatărilor, tocmai datorită numărului de acțiuni preventive executate în zona piețelor de altfel cunoscute, unde se vând, sunt societăți comerciale sau persoane autorizate care comercializează astfel de articole pirotehnice.
recomandarea și a noastră este chiar la spectacolul de anul nou sau chiar de sărbători, sunt manifestări unde sunt un public numeros, să nu se arunce cu astfel de articole, pentru că creează panică, creează busculadă și nu numai, și este păcat să se tulbure un eveniment pe care oamenii s-au pregătit din timp să-l organizeze. Dar vom acționa oricum cu atât foarte rapid și vom lua măsurile legale împotriva celor care comercializează în mod ilegal sau chiar dețin astfel de articole pirotehnice. Într-adevăr, sunt specifice perioadei de iarnă și nu numai. Sunt cunoscute și sustragerile de materiale. Este amuzant să dai cu petarde. Și... este, poate plăcut până la un punct, însă de multe ori consecințele sunt dezastruoase. Ați avut în ultimii ani situații, nu știu, de genul incendiu provocat de articole pirotehnice, domnule Chisim? Nu știu să vă dau o statistică acum. Îmi amintesc însă că în urmă cu 2 ani am avut un incendiu foarte urât la o locuință din cauza folosirii materialelor pirotehnice. Noi încercăm să le aducem la cunoștință cetățenilor că astfel de materiale se folosesc doar într-un cadru organizat, doar într-un anumit interval orar și este foarte periculos să le folosim în alte scopuri sau să le folosim neadecvat, pentru că pot genera, eu știu, pagube materiale, dar mai rău pot genera și rănirea gravă sau, eu știu, poate chiar pierderea vieții. Așa este. Voiam să vă spun că în ultima lună, cu precădere, colegii mei din cadrul biroului arme explozive și substanțe periculoase, care se ocupă preponderent de prevenirea evenimentelor, să zic, cauzate de folosirea acestor articole pirotehnice fără autorizație sau fără drept, și au fost constatate 2 cazuri, unul în Rovinar și unul în Târgu Jiu, materiile explozive pentru care nu erau deținute acte în regulă au fost confiscate, urmând a fi distruse conform procedurii în vigoare, și cei doi care comercializau atât... dosar penal. Da, li s-a întocmit dosar penal, sunt cercetați pentru efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept. Până în ajunul anului nou se tot fac activități corect pe linia asta și vă asigur că ai mei colegi lucrează intens și rezultatele se vor vedea. Săptămâna viitoare poate cu siguranță. Mi-aduc aminte când eram cu toții mai tineri cât de lejer era în România să faci rost chiar de obiecte pirotehnice cu un grad extrem de mare sau extrem de ridicat. Le spuneam bombe. Da, deci erau adevărate bombe. Și da, și atunci erau incidente provocate de neatenție. Adică, nu știu, stau și mă gândesc, tu, cetățean, câtă minte îți trebuie să aprinzi un astfel de obiect în mână și să-l ții câteva secunde bune și ca să-l arunci, să sincronizezi, nu știu, o anumită perioadă. Adică e o dovadă crasă de inconștiență, de teribilism. Nu pot cataloga altfel. Consecințele, simpla deținerea lor și consecințele utilizării lor s-au și văzut, pentru că, practic, omul și-a conștientizat că prezintă un pericol social. Corect. Atât pentru el, cât și pentru familia lui și pentru ceilalți participanți la o manifestare publică. Chiar personal mi s-a întâmplat să participe la o manifestare în anii precedenți, când îndrepta acele artificii și petarde spre alți cetățeni. Da. S-au luat măsuri adecvate, în acest moment au conștientizat riscurile la care sunt supuși atât ei cât și ceilalți și consecințele, practic, îi determină să aibă un alt comportament. Așa este. Mi-amintesc că o tema discuției avute ieri cu prefectul județului Gorj, domnul Ciprian Florescu, și țin să vă spun, stimați domn și doamnă, că ieri prefectul județului a adus cuvinte de mulțumire instituțiilor pe care dumneavoastră le reprezentați pentru promptitudinea cu care s-a intervenit în această perioadă la tot ceea ce a însemnat situații în județul Gorj, cauzate, cum spuneați la un moment dat, de căderea masivă și într-un interval destul de scurt a unei imense cantități de zăpadă. Poate în ultimii ani, de fapt nu poate, sigur în ultimii ani, cred, cea mai mare cădere de zăpadă din județ. De altfel, mă uitam pe o statistică la nivel centralizat, după Timiș, care a fost și mai afectat, Gorjul e acolo în top
din păcate, la ceea ce înseamnă afectarea întregului areal al județului. Iată că s-a reușit încă o dată o coordonare între entitățile dumneavoastră și celelalte, să spunem, entități cu rol în astfel de situații și s-a trecut cu bine peste un prim episod de iarnă. Iarna însă este abia la început și se pot repeta astfel de episoade, ne gândim că mai avem puțin din decembrie și încă două luni calendaristice de iarnă. Cert este că la momentul acesta, cu siguranță, instituțiile dumneavoastră sunt pregătite pentru noi astfel de episoade. Așa este? Așa este. Aș vrea să vă spun că la nivelul județului Gorj cooperarea interinstituțională este una foarte bună, atât în ceea ce privește instituțiile militare, referindu-mă aici la noi, pompierii, jandarmii, poliția, cât și celelalte structuri care au atribuții în gestionarea unor astfel de situații. Am avut, într-adevăr, o perioadă foarte grea. Căderile masive de zăpadă ne-au creat probleme tuturor și s-a resimțit atât în trafic cât și cei care au rămas fără curent. Da. Instituția noastră a fost solicitată să intervină la peste 50 de intervenții pentru degajarea copacilor căzuți pe carosabil, pe autoturisme sau pe cablurile de curent. Am avut foarte multe localități care nu au avut energie electrică pe o perioadă destul de lungă. Asta din cauza faptului că mai mulți copaci au căzut pe cablurile de curent. La nivelul județului Gorj s-a constituit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și au fost luate măsuri specifice. Furnizorul de energie electrică și-a suplimentat echipele de intervenție și au făcut tot ce au putut ca oamenii să beneficieze de energie electrică și să nu aibă de suferit. În ceea ce ne privește pe noi, am încercat să gestionăm cât mai bine aceste situații. Am suplimentat forțele, referindu-mă aici atât la personal cât și la mijloace de intervenție, astfel încât să gestionăm la un nivel cât mai înalt aceste situații. Credem noi că am făcut față cu brio. Corect. Suntem pregătiți să intervenim și pe viitor dacă vom avea situații similare și avem capacitatea de a gestiona situațiile de urgență generate de atât de vreme cât și de alte cauze. Mi-amintesc un episod de suflet, am putea spune, în acele zile de iarnă, dacă ne-am obișnuit ca jandarmii, ca cei de la ISU, ca poliția să salveze oameni în astfel de momente, am văzut inclusiv suflete nevinovate, animăluțe, ce au fost salvate, cazul, nu e un caz, situația a fost prezentată și la televiziunile naționale, făcându-se chiar o știre din acest lucru și iată că oamenii n-au uitat să fie oameni. Dacă atunci când îl ajuți pe un om presupui că acela se poate ajuta totuși la o adică și singur, animalele deseori nu pot fi sau nu se pot ajuta singure și e nevoie de intervenția noastră a celor care au suflet. Este de salutat încă o dată o astfel de intervenție și ne arată, repet, că n-am uitat să fim oameni. Într-adevăr, datorită vremii neprielnice din zona montană Rânca, eu am fost a doua zi, deci duminică pe 16, dar pe 15, observând cățelușa agitată cu puișorii, colegii au intervenit, i-au salvat practic și i-au adăpostit până la sosirea noastră și preluarea și conducerea lor la un adăpost adecvat și deci înainte demararea procedurilor medicale, veterinare de specialitate. Să știți că am fost în Rânca și într-adevăr vorbim de situații de urgență, vorbim de un viscol și troiene și o iarnă într-adevăr foarte capricioasă. Au intervenit cei de la secția drumuri naționale din Târgu Jiu. O mașină mergea în fața noastră, una în spate, deci tocmai ca turiștii să poată să parcurgă. S-a luat și măsura închiderii temporare a DN67C.
s-a deblocat totul. Într-adevăr, a fost o situație de suflet, s-a intervenit și cățelușa, cum a fost denumită cățelușa ursa cu puii, să știe toată lumea că sunt în siguranță. Au fost și vaccinații cu ajutorul unui inimos doctor veterinar, bărbat Costin, și preluați, vor fi preluați în totalitate, practic spre adopție. Iată vești bune pentru cei care își făceau griji, își puneau întrebări ce s-a ales de soarta cățelușilor și a mamei lor. În altă ordine de idee, amintați de Rânca, o zonă cu probleme iarna, când anotimpul capricios, când căderile masive de zăpadă pot să provoace, să provoace turiștilor foarte multe neplăceri. Am văzut că a fost amendat un domn, să numim domn, care a nesocotit sfaturile în primă instanță ale polițiștilor puși acolo clar să oprească sau să-i determine pe oameni să nu urce. De ce insistă anumiți cetățeni să facă niște acte, niște gesturi fără explicație? Adică ce ai tu de dovedit și cui? Ție că îți urcă mașina? Ești mai zmeu dacă nu asculți ce-ți spune polițistul de la rutieră sau un alt organ al legii? Ce se întâmplă cu acești oameni care, iată, nesocotesc? În fiecare an se găsește cel puțin cât un haiduc care să vrea să ceară, să solicite o amendă. Da. Anul ăsta, cel puțin deocamdată, ne bucurăm că haiducul a fost unul singur și, în afară de recomandările polițiștilor și celor de la SDN care erau prezenți, au nesocotit și o restricție în toată regula și ceea ce se vedea cu ochiul liber că este un traseu de neparcurs. Probabil că încerca să-și dovedească ceva și întrebarea de ce, răspunsul meu este probabil că din lipsă de rațiune sau de conștientizare sau probabil că, cum să zic, n-a vrut să se alinieze tuturor care respectau această restricție și a considerat că poate să urce pe propriile puteri și după aia a mulțumit cu voce tare celor de la drumuri că într-adevăr l-au salvat și aveau dreptate. I-a fost ridicat permisul de conducere, așa cum prevede legislația, a primit și o amendă, deci unde, acolo unde nu funcționează prevenirea, combaterea absolut își face loc. Anul trecut, din păcate, zmeul a fost șoferul unui autocar cu 20 și ceva de copii, care la fel nu a fost depistat când a urcat, dar când a coborât s-a făcut mare tam-tam de ce a fost amendat când a coborât. Probabil că urcase fie când nu era filtru prezent, era la altă intervenție, fie înainte să se instituie filtru și a trebuit să coboare în condițiile în care nu se cobora. Deci trebuie să ne dăm seama că în afară de viața noastră avem, sau în cazul respectivului, avea în spate viața 20 și ceva de copii. Alt gest de irresponsabilitate în condițiile în care se știe clar că la Rânca, atunci când ninge, aceste restricții, da, nu se pun pentru alte motive decât pentru acela de a feri conducătorii auto și cei care vor să parcurgă acel traseu de evenimente neplăcute și chiar grave. Pot să se întâmple efectiv tragedii de la rămânerea înzăpezit. Și apoi aceiași haiduci sună la 112 și solicită sprijinul colegilor domnului Chisim sau ai jandarmilor montani. Domnule, am rămas aici blocați. Păi cum ai ajuns acolo știind că n-ai voie să ajungi acolo? Sâmbătă numai din zonă au fost peste 100 de apeluri, sună la 112, mai exact 140, în care cetățenii rămăseseră înzăpezit și solicitau sprijinul, dar nu erau echipați adecvat sau mașinile erau adecvate. Asta e o altă discuție. Mulți cetățeni urcă pe munte, iată, la cabană sau pe lângă, complet neechipați, corespunzător pentru iarnă, și apoi pun mâna pe telefon: domnule, veniți repede, vă rog frumos, că am înghețat și că e zăpada până la gât, nu pot să mă mișc. Sunt, din păcate, multe astfel de evenimente, domnule Chisim, în care colegii dumneavoastră sunt solicitați, cred, zilnic în perioada de iarnă. Din păcate, sunt foarte mulți oameni care merg pe premiza mie nu mi se poate întâmpla. Își supraevaluează performanțele autoturismelor și cred că măsurile restrictive ale colegilor de la poliție sunt exagerate. Și se întâmplă să rămână blocați și să aibă nevoie de ajutor și astfel își pun viața în pericol a lor, a celorlalți ocupanți ai autovehiculelor și așa mai departe.
Noi încercăm toate instituțiile care aveam atribuții în astfel de situații să îi facem pe cetățeni să conștientizeze că măsurile pe care noi le luăm și recomandările pe care le facem au un rol aparte și trebuie respectate. Absolut de acord cu dumneavoastră. Dragii mei, încet, încet am ajuns la finalul emisiunii. Gânduri de final de 2018 început, de 2019 pentru colegii dumneavoastră, pentru radioascultători, pentru telespectatori. Cine dă tonul? Încep eu? Păi să începem cu radioascultătorii. Le doresc să aibă grijă de fiecare dintre ei, de familiile lor, să-și protejeze sănătatea, integritatea, bunurile, astfel încât să ne dea și nouă mai puțin de lucru, tot spre binele lor, și să ne regăsim în siguranță la anul, să ne găsească sărbătorile pe toți în siguranță și dacă mai avem și sănătate pe lângă, atunci este ideal. Da, este cadrul perfect pentru sărbători reușite. Domnule Ivan? În numele jandarmilor gorjeni, pentru toți, practic, gorjenii și nu numai, toți care ne vizitează în această perioadă, noi dorim să petrecem Sfintele Sărbători, cât și Revelionul, în condiții de siguranță. Vom lua măsurile adecvate, tocmai ca toți să fie, să simtă în siguranță, să fie împreună cu noi, cu zâmbetul pe buze, să aibă sănătate, împlinire, puterea și să aibă putere și multe, multe realizări atât în plan personal cât și profesional în decursul anului. Noi, de altfel, evaluarea activității omului va avea imediat după anul nou. Suntem pregătiți, colegii mei de la posturile montane vor interveni la orice situație neprevăzută. Vom fi practic activi și în această perioadă, ca și de altfel și în continuare. Domnule Chisim, gânduri de final? În numele pompierilor militari gorjeni, țin să le transmit atât radioascultătorilor dumneavoastră, cât și tuturor gorjenilor, sărbători fericite și petreceri frumoase alături de cei dragi și să nu uite să-și ia toate măsurile de protecție, astfel încât sărbătorile să nu le fie umbrite de evenimente nedorite. Vom aștepta sărbătorile, vom petrece alături de cei dragi, iar imediat vom începe în forță anul viitor printr-o evaluare a obiectivelor pe care le-am îndeplinit în acest an și să ne trasăm sarcini noi pentru anul viitor. Aș vrea să le mai transmit cetățenilor că pompierii militari vor fi la datorie. Ne-am luat toate măsurile necesare pentru a putea face față situațiilor de urgență care ar putea apărea pe parcursul sărbătorilor de iarnă. Încă o dată le urez sărbători fericite și multă sănătate tuturor gorjenilor. În numele acesta, spuneți. Voiam să cam uitat să le mulțumim colegilor noștri care, sau fără de care, imaginea fiecăreia dintre instituții nu ar putea fi una bună, pentru că ei muncesc, ei aduc rezultatele, noi ne ocupăm doar de promovare, ei vin, renunță la sărbătorile alături de familie și vin în număr mai mare la serviciu ca să fie totul ok în oraș, în județ, și să le urăm putere de muncă în continuare pentru a ne da și nouă de lucru și pentru a putea să scoatem din munca lor, să îmbrăcăm în straie, să zic, frumoase și să prezentăm munca pe care ei efectiv o fac. Noi doar suntem, să zic așa, o persoană indirectă prin care ce fac ei ajung la cetățeni. Se comunică. Așa este. Doamnelor, domnilor, ați auzit urările pe care reprezentanții IPJ Gorj, IJJ Gorj și ISU Gorj vi le-au transmis. Suntem convinși că și dumneavoastră le transmiteți toate cele bune. Întrucât este ultima emisiune pe 2018, este momentul să ne luăm la revedere de la acest an, să ne regăsim, fie să ne regăsim în 2019 mai sănătoși, atât cât se poate, mai împăcați cu noi înșine și, de ce nu, mai plini de lumină și bunătate, căci, din păcate, o spun cu suficient regret, parcă în ultimii ani am uitat să fim mai buni și doar o declarăm fără să și acționăm în consecință. O zi cât mai plăcută, un final de an cât mai plăcut, stimați invitați, în egală măsură și radioascultătorilor le transmitem același lucru. Ne revedem, ne reauzim în 2019. La revedere!